dreptul de a face alegeri după cum ne dictează propria conștiință, nu ghidate de interese secrete. Nu vă... Dar mă mândresc cu drapelul de trei culori. În sfârșit, eu nu cred că trebuie să vă fie rușine de țara dumneavoastră. Țara dumneavoastră nu înseamnă numai conducătorii acestei țări, înseamnă întreg poporul. Mihaela Valentina, țara noastră, aur poartă, noi cerșim din poartă în poartă. Uneori există o demnitate și nu cred că oamenii care au o asemenea demnitate își pot spune în fiecare zi pe cerșesc din poartă în poartă. Ca să nu ne limiteze ei libertățile noastre. Este esențial dacă vrem să ne păstrăm tradițiile, să supraviețuim valului de nivelare comportamentală impus de globaliștii progresiști și nu numai. Poziția geostrategică a țării noastre o face nu numai ținta a influențelor venite din Europa, ci, direct vă spun, suntem supuși presiunii mondiale. Practic, toți vor câte ceva de la patria noastră. Dacă nu o să ne ridicăm împotriva acestor insistențe nelegitime, vor sfârși ca niște venetici pe propriile noastre plaiuri. De aceea, cu ajutorul bunului Dumnezeu, voi ajunge la Cotroceni. Voi face în așa fel încât nimeni dintre cei ce lucrează în administrația de stat să nu mai lucreze vreodată împotriva poporului. Să nu îngrădească libertățile nimănui, să nu ne îngrădească drepturile. Aceasta este una dintre promisiunile mele făcute neamului românesc. Ninel Peia, președinte, sunt român și punctul. Sebastian Popescu candidează la alegerile din 10 noiembrie, susținut de Partidul Noua România. După 30 de ani de promisiuni onorate, speranțe deșarte și minciuni gogonate, timp în care ai fost nevoit să votezi negativ, sperând că ai ales răul cel mai mic, pe 10 noiembrie ai șansa să îți iei revanșa. Eu, Sebastian Popescu, cel mai tânăr candidat la prezidențiale din istorie, te rog să mergi la vot. Împreună luptăm pentru o Românie mai bună. Nu uita, numărul 8 pe buletinul de vot. Un vot pentru a schimba tot. În calitate de președinte al României, îmi doresc să conduc un popor educat care nu se va mai lăsa manipulat. Voi media orice conflict apărut între puterile statului, precum și între stat și societate, astfel încât românii să... Ne-a plăcut extrem de mult, ne-au plăcut cântecele pe care le-am auzit în seara asta și le-am ales pentru a le prezenta ascultatorilor în seara asta. Marian Bisăgire, doamna Basilica, vă salut din Anglia, tată.